4 decese și alte 332 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. Acesta este bilanțul provocat de pandemia de COVID-19 în ultimile 24 de ore în Moldova după procesarea a 1982 de teste. Astfel, bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a urcat la 20.040 de cazuri. De asemenea, până acum alte 13.033 de persoane s-au tratat de infecție, în timp ce numărul total al celor decedați a ajuns la 660. În contextul prevenirii și combaterii coronavirusului, Ministerul Sănătății îndeamnă din nou cetățenii să respecte cu strictețe și în continuare distanța socială, să se spele cât mai des pe mâini, să evite aglomerațiile și să poarte mască în transport public și spații închise. Doar așa putem câștiga la moment bătălia cu pandemia de COVID-19.